Vlăduț Morar și Alexandru Tudorie sunt noile achiziții ale UTEI, doi fotbaliști cu calități asemănătoare. Tudorie a spus că unul dintre motivele pentru care a venit la UTA îl reprezintă suporterii. Acesta e născut la Galați și a debutat în Liga I în tricoul Oțelului în sezonul 2012-2013, când la gruparea de pe Dunăre activa și Alexandru Benga, actualul vicecapitan al UTEI. Între timp, în România, Alexandru Tudorie a mai evoluat la FCSB, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi, iar în străinătate la Arsenal Tula, Rusia și Al Adalah, Arabia Saudită. Sunt un jucător tehnic, protejez foarte bine mingea, un jucător de careu. Practic acolo în careu cred că sunt cel mai periculos și acolo pot să-mi demonstrez calitățile. Mereu când am venit și am jucat contra UTEI, au făcut o atmosferă minunată și practic ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am venit aici să joc cu acești fani minunați în tribune și să mă susțină de data aceasta. Am simțit o energie pozitivă din partea lor și sper că această energie să simt la fiecare meci jucat acasă.